Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați revenit la Time Out. Time Out care astăzi l-are invitat pe noul antrenor al Petrolului, Laszlo Balint. Bună, Laszlo, bine ai venit în cadrul emisiunii. Bună, mulțumesc pentru invitație. În primul rând, țin să vă anunț că a fost deschis la invitația pe care i-am adresat-o. Să sperăm că și data viitoare va fi așa, pentru că fiind o emisiune care se referă în special la echipa Fanion-a județului Prahova, ei, cei de acolo, de la Petrol, au prima deschidere și iată, Laszlo a venit în cadrul acestei emisiuni cu inima deschisă, vine chiar de la antrenament, chiar astăzi a făcut antrenamentul, chiar astăzi face emisiunea, dumneavoastră urmăriți de la ora 20, așa cum o faceți în fiecare zi de marți. Începând de săptămâna trecută, el este noul antrenor al Petrolului, înțelegerea se finalizează la sfârșitul campionatului viitor. Asta dacă nu cumva ne face vreo plăcere și atunci când va trebui să își prelungească contractul, Petrolul nu se va avea pe un traiect ascendent și vom vedea o echipă Petrolul Europeană, așa cum mai mulți din cei care sunt acolo își doresc. Și noi nu vă mai spunem. Este născut la Brașov în 29 martie 1979, așadar are 45 de ani, revine pe banca unei formații de Superliga după ce le-a condus pe parcursul anilor trecuți din postura de antrenor principal pe UTA Arad și pe CSU Craiova. A fost jucător de prim eșalon la Brașov, la FC Brașov, la CFR Cluj, la UTA, la Unirea Urziceni, dar și în Ungaria la Dios Gyuri și a început cariera de antrenor la Unirea, la Unirea Târlungeni, activând ulterior cu rezultate apreciate la o serie de formații din ligile 2 și 3, precum Academica Clinceni, Asia Târgu Mureș, Cicșereda, Miercurea Ciuc, Sportul Znagov și Metaloglobus București. În vara lui 2019 face primul pas major și o preia pe UTA, echipă cu care un an mai târziu reușește promovarea în Superliga. Debutul stagiunii 2022-2023 l-a găsit la cârma Universității Craiova, iar după despărțirea de Olteni a revenit la UTA pentru un al doilea mandat pe banca băncii Aredene, întins până în primăvara lui 2023. Așa cum s-a și anunțat, el va lucra aici la Ploiești, are un staff tehnic destul de bine structurat, din care fac parte Florin Stânga, Alin Pânzaru, Cezar Zamfir, aceștia toți trei sunt antrenorii lui secunzi, Cătălin Grigore, care este fostul antrenor cu portarii, dar și actualul, Alexandru Radu, Laurențiu Marinescu, preparatori fizici. Începând cu 1 ianuarie 2021, așadar are 3 ani de acum, este posesor al licenței UEFA Pro de antrenor principal, licență care îi permite să antreneze acest gen de echipă de Superliga care este Petrol. Începem pentru că i-am făcut o descriere destul de amănunțită, chit și pentru faptul că este pentru prima dată în studioul de la Dada TV și o luăm de aici. În urmă cu fix un an ai fost înlocuit la cârma UTEI de Mircea Rednic. Destinul face ca iată luni la ora 19 Petrolul să întâlnească UTA lui Mircea Rednic. Spune-mi, te rog, ce zici de nimereala asta? Eu nu cred în coincidențe. Niciodată? Niciodată. Vezi că o să țin minte ce ai spus. Eu sunt de părere că nimic nu e întâmplător în viața asta, totul se întâmplă cu un scop. Toată perioada asta în care eu am fost liber de contract, fără echipă, n-am avut o sumedenie de discuții care, din vari motive, nu s-au finalizat și chiar trăiam cu certitudinea asta așa în suflet că echipa la care voi semna va fi echipa la care o să fie locul meu, cum gândesc eu. Și am pășit în vestiarul Petrolului săptămâna trecută, prima mea zi ca antrenor al Petrolului, luni,
cu foarte mare încredere. Adică am avut un sentiment extraordinar de încredere și de motivație și de determinare și, nu știu, un sentiment că lucrurile se vor așeza foarte bine, așa cum ne dorim cu toții. Și dar de unde până unde certitudinea asta? Ce feeling e asta? Așa am simțit-o eu. Te-ai bazat pe ceva anume? Nu. Pe acea, nu știu, pe acel crez al meu, că în momentul în care se vor lega toate și voi semna contract, acolo va fi locul meu, pentru că acolo mă vor dori cu adevărat oamenii, pentru că v-am spus, au fost și discuții în care am fost destul de aproape să semnez, însă am avut niște condiții, pentru că e normal, e o negociere între părți, o parte impune anumite condiții, sau mă rog, negociază anumite condiții, altă parte condițiile ei și se ajunge la un consens. Din păcate sau din fericire, nu știu cum să spun, acele discuții nu s-au finalizat și iată atunci. Că atunci... Ai vorbești de iarnă, nu? Nu, vorbesc de toate discuțiile pe care le-am avut în această perioadă. Au fost mai multe discuții. Nu cu petrolul, cu multe echipe. Acum mai multe echipe. Și din străinătate și din țară, de eșaloane diferite, adică am fost contactați, spre exemplu, și de echipe din Liga a doua din Arabia Saudită. V-am spus, multe discuții, unele care s-au transformat în oferte concrete. Am avut o ofertă concretă din Iran, spre exemplu, pe care am decis să nu accept și iată că nu m-am înșelat, vedeți că de aia spun că nimic nu e întâmplător, pentru că iată este o țară foarte... Aia. Este o țară foarte instabilă și... Expusă, da? Expusă. Și faptul că am ajuns la Petrolul mă onorează, sincer, pentru că Petrolul este o echipă cu o istorie grea, o echipă cu suporteri, o echipă cu pretenții până la urmă, o echipă care s-a luptat până aproape de finalul sezonului regular pentru calificarea în play-off. Vedeți această structură a competiției dintr-o echipă care la un moment dat avea șanse reale pentru calificarea în play-off, a adus în prima etapă a play-out-ului echipa doar la două puncte de locurile de baraj. Pentru spectatorii neutri este extraordinară această structură a competiției, pentru că oferă gradul de spectaculozitate da, și ai de derby intensitate. La fiecare meci. Exact. Însă pentru cei implicați aduce o presiune foarte mare, cel puțin play-out-ul este o competiție care pe un alt campionat, este, ce exact, mai... și nu este deloc ușor de gestionat din punct de vedere mental. Practic, cea mai bună ofertă pe care ai avut-o în această perioadă, când ai stat și ai așteptat, a venit dintr-o țară arabă? Financiar, da. Financiar și oferta din Iran a fost foarte tentantă, dar pe mine mă interesează, în primul rând, proiectul sportiv. Și eu cred că aici, la Petrolul, se poate construi. Nu vreau să înțeleagă lumea și, în special, oamenii care iubesc Petrolul, că eu vreau fac promisiuni în acest moment. Nu, eu am venit cu o disponibilitate foarte mare pentru a munci, pentru a dezvolta ușor, ușor, bineînțeles că totul este un proiect până la urmă și este un proces, și de a dezvolta ușor, ușor, pas cu pas echipa, în așa fel încât să se vadă progrese. Asta ne dorim în primul rând, din punct de vedere sportiv, să încercăm să ne exprimăm la un nivel cât se poate de bun, pentru că, iată, venim după o victorie uriașă, aș putea spune, 3 puncte care sunt enorme în economia clasamentului, dar trebuie să fim corecți și să recunoaștem că, din punct de vedere al jocului, ca exprimare, am avut momente în care am suferit. Și trebuie să ne concentrăm pe aceste aspecte, trebuie să încercăm, pe cât ne permite timpul, bineînțeles, să reglăm cât se poate de repede anumite probleme, dar, cel puțin acum, preocuparea noastră este să încercăm să fim cât se poate de eficienți, pentru că eficiența îți aduce puncte. Dacă de la Ploiești, de la Petrolul, ai primit un contract în valoare de un leu, în Arabia Saudită, de exemplu, era un contract de 10 lei, să zicem? A, nu, diferența adică nu este era diferența așa, mare, așa de mare? Dar era diferență mare. Era o diferență mare. Era o diferență... Nu, tu nu urmărești și banii? În acest moment al carierei vă dați seama că banii sunt importanți, dar nu cei mai importanți. Din punctul meu de vedere... Dar ce urmărești până la urmă?
O să fiu foarte sincer cu dumneavoastră, chiar i-am spus-o și copilului meu, îmi doresc foarte mult să obțin mai multe ca antrenor decât am obținut ca jucător. Și ca jucător, cum necum, am obținut un titlu de campion și am fost foarte aproape să câștig o Cupa României. Deci pentru mine e important să văd această perspectivă că la un moment dat, poate nu astăzi, poate nu mâine, dar la un moment dat pot să ajung să lupt pentru trofee, să câștig trofee. Pentru că, din nou, o spun, am o convingere, munca trebuie să fie înaintea banilor. Adică dacă muncești și o faci bine, la un moment dat vine și această recompensă financiară. Și băiatul tău îmbrățișează crezul pe care l-ai și care i l-ai expus? Îmi place să cred că sunt un model pentru el, pentru că stau foarte mult de vorbă cu el și cred și sper că este un băiat foarte educat. De fapt, nu cred, sunt convins că este un băiat foarte educat, pentru că a ajuns la o vârstă la care începe să se definească și ca adult și sunt tare mândru de el, pentru că, iată, mie se fac 2 ani de când este plecat de acasă, este la o academie importantă din România, la FK Csíkszeredo, este și el foarte pasionat de fotbal și are ambiția de a reuși și el în această meserie. Dacă te întâlnești la anul cu el în Superliga. Da, o să fie un pic ciudat, dar m-aș bucura să fie și el titular la o echipă din Superliga. Am trăit momente dintre cele mai diverse cu antrenori care au venit la Petrolul și care au preluat echipa dintr-un anume punct și n-a ieșit foarte bine de-n prima. La tine, tu cum ai luat echipa? Ai explicat cele 3 puncte pe care le-ai obținut la Cluj. Cum s-a obținut faptul că o prima repriză mai slabă și o a doua repriză cu o revenire fulminantă, dar și grație acele inspirații pe care ai avut-o trimițând 2 jucători care în 5 minute au marcat cele 2 goluri ale Petrolului. Spune-mi, te rog, așa ai fost tu sâmbătă la Cluj cu credința asta că poți să te duci să bați? Că tu ai spus în conferința de presă că te duci nici mai mult, nici mai puțin decât să câștigi la Cluj. Da, categoric. Asta aș vrea să fie mentalitatea tuturor celor implicați în munca de la club. Adică categoric, nu se va putea să câștigăm mereu, 100%. Suntem într-un sport, câteodată putem să fim într-un moment bun, alteori, nu știu, poate adversarul este mai bun decât noi, dar important este ca mentalitatea noastră în momentul în care pășim pe teren este să fie cea care să ne permită măcar să sperăm că putem să obținem victoria. Din 3 meciuri, Petrolul astăzi 7 puncte și pare decisă să nu se oprească pentru următoarele 4 etape în care are nici mai mult, nici mai puțin decât 3 meciuri acasă și un meci la Sibiu, acasă cu UTA, acasă cu Iașu, nu avem acasă cu UTA, cu Botoșaniu și cu Oțelul. Și cu Oțelul și mergi la ultima etapă la Iași. Aveți fixat un target din partea conducerii în acest moment pentru aceste ultime meciuri? Nu, am spus-o și la conferința premergătoare meciului de la Cluj, ne dorim un sfârșit de sezon cât se poate de liniștit, în care să ne bucurăm și suporterii, dacă se poate, adică să creștem și la nivelul calității jocului, dar primează această eficiență, pentru că nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, această luptă încă nu s-a terminat și mai sunt încă 15 puncte puse în joc. Vedeți că majoritatea meciurilor din play-out sunt pe muche de cuțit și presiunea încă există și atunci e esențial, în opinia mea, să ne păstrăm concentrarea pentru următoarea partidă, care se anunță una foarte dificilă, pentru că UTA a luptat până în ultima etapă pentru o calificare la un moment dat nesperată pentru play-off, ca și Petrolul. Exact de aia spun că sunt valorile sensibile egale și eu cred că dacă vom reuși să legăm 2 victorii, ar fi extraordinar în primul rând pentru moralul grupului, pentru încrederea pe care trebuie să și-o recapete băieții în urma unui moment destul de dificil, un moment care a dus la anumite schimbări și eu cred că asta trebuie să ținem așa ca obiectiv primordial în prim plan, să ne prezentăm cât mai bine la ora meciului cu UTA și, bineînțeles, să facem tot ce ține de noi ca să obținem toate punctele puse în joc. Când ai pus apostila pe contact și s-a spus ceva și legat de final, de poziționare, locul 7 atâta, locul 8 atâta, locul 9 atâta, nu. Pentru că ei au din prima plecată treaba că dacă Petrolul se situează undeva mai bine decât anul trecut, ori anul trecut a stat la locul 8,
deja este mult mai bine și pecuniar. Stă mai bine și pecuniar. În contextul în care petrolul are ieșit anul ăsta la locul 7 sau 8, ceva de genul ăsta, în afară banilor care vin de la ligă și care sunt cu totul și cu totul alții pentru locul 8 față de locul 12, să zicem, care te salvează de la necaz, ca să zic așa, banii ăia în plus, care sunt câteva sute de mii de euro, am stat și m-am uitat pe nomenclator, sunt câteva sute de mii de euro, stăteam și mă gândeam că nu cumva îi meritați voi pe ăștia. Da, Doamne ajută, dar aș vrea să rămânem echilibrați și, cum am spus, să luăm meciurile așa cum vin, pas cu pas, pentru că eu am transmis acest mesaj în vestiar încă din prima zi, îmi doresc să ne uităm doar în sus, să încercăm să ne scuturăm de această preocupare, să spunem, n-aș vrea să folosesc cuvântul teamă, dar de această preocupare a luptei din zona retrogradării, să ne uităm doar în sus. Și ca să ne uităm doar în sus, e important să câștigăm următorul meci. Pentru asta ne pregătim și astăzi băieții au venit cu o mentalitate foarte bună. Am făcut o analiză destul de amănunțită a meciului de la Cluj, pentru că țin să o subliniez, e important să înțelegem că au fost și momente în care nu ne-am exprimat la nivelul pe care mi l-aș fi dorit eu, da, pe undeva normal, timpul pe care l-am petrecut împreună cu băieții a fost destul de scurt și încercăm să facem tot posibilul, eu, colegii mei din staff, să încercăm să îmbunătățim din mers anumite aspecte care țin de joc. Ai ridicat și nivelul vocal la ei? Pentru prima repriză de la Cluj? Adică nu. Părând a fi, nu părând, ci fiind chiar supărat la un anume moment? Da, sunt momente și momente, trăiri și trăiri de-a lungul unui meci, dar e adevărat că din punct de vedere ofensiv am suferit foarte mult în prima repriză. N-aș conta. Exact. Defensiv, eu zic că am reușit să stăm destul de bine, cu mici excepții. Au fost două șuturi, al lui Simion și al lui Marco Rus, în chiar minutul 45 plus 1. Dar, în schimb, trebuia mai mult pe faza de construcție, pe momentul de posesie al balonului, pe momentul dezvoltării atacului, să încercăm mult mai mult. Nu trebuie să omitem din vedere faptul că totuși era un moment dificil. Era un moment în care presiunea era destul de mare. Eu am încercat să scutur această presiune și să induc cât mai multă încredere între băieți, între jucători, însă nu a fost deloc ușor și plus să nu uităm că am jucat împotriva unui adversar. Corect, poate deci cel mai bun din de acolo. Vedeți că de multe ori așa se întâmplă, ne uităm doar la noi și spunem am jucat foarte slab, dar poate adversarul a jucat foarte bine. Sigur că noi da, nu sigur. Spunem că U Cluj a jucat foarte bine, dar să nu uităm că U Cluj era la al 10-lea meci în care nu cunoscuse înfrângerea într-o eventualitate. Și plus calificare pentru... Exact, plus lupta pentru o eventuală calificare României, în Cupa României. Deci, jucam pe terenul unui adversar foarte greu, foarte incomod. Am avut o discuție, zic eu, constructivă la pauză cu băieții, am reglat anumite aspecte. Parcă au avut biciu pe ei pentru că a început repriza a doua în alt ritm. În alt ritm, însă am suferit. Au fost două ocazii mari până la golul celor de la U Cluj. Mă bucură tare mult reacția. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit foarte mult în zilele premergătoare meciului de la U Cluj despre acest lucru, că aștept o reacție din partea grupului de jucători. Și, din fericire, într-un moment greu, în condițiile în care eram conduși pe terenul unei echipe foarte valoroase, a venit această reacție și mă bucur tare mult, am subliniat-o și imediat după meci, băieții de pe bancă au intrat foarte bine. Asta demonstrează un spirit foarte bun în interiorul grupului. E un aspect esențial pentru ceea ce ne dorim să construim la Petrol. Ar prima pentru viitor ca aceștia doi să-i vedem printre titularii etapei viitoare? Păi, sunt multe aspecte de luat în calcul, dar unul dintre cele mai importante aspecte este că urmează pentru noi o săptămână cu 3 jocuri. Foarte dificile toate trei. Bineînțeles, noi ne concentrăm pe primul, dar este clar că în adică aceste... luni, joi, luni. Da. Exact, luni, joi, luni. Este clar că vor fi jucători care se va aplica un anumit sistem de rotație. Dar e și important, toți trebuie să fie foarte bine pregătiți. La fel cum am fost și acum la U Cluj, pentru că ăsta este principalul semnal. În momentul în care ești bine din punct de vedere mental, indiferent câte minute joci, poți să fii decisiv pentru un rezultat bun pe care îl obține echipa. Spune-mi cum ai gândit linia aia defensivă din primul minut, pentru că eu la un moment dat, eu nu sparg televizorul, că e al meu, nu îl sparg.
Dar crede-mă, nu-mi venea să... Mie nu mi-a venit să cred că l-ai pus pe Garuti acolo, în contextul în care Garuti jucase aproape o repriză, în tot returul ăsta, nu jucase. Hopa, alaltul mic în dreapta, Dumitriu, iar nu prea jucase, îl văd pe Huja că stă pe bancă, îl văd pe Bart că stă pe bancă, vorbind de titular care au dus greul campionatului, nu? Da, aici nu aș vrea... Ce a fost cu el? Am zis, Doamne, nu veni în emisiune să-l întreb, dacă a venit. Aici vreau să înțeleagă toată lumea și băieții știu, nu există titulari de drept, nimeni nu are contract în care să se specifice că e obligativitate pentru titular. Ok, pot să înțeleg asta. Și toată lumea trebuie să-și asume concurența. Doar asumându-ne concurența toți, pentru că vedeți cum a spus și dumneavoastră, și noi la nivelul antrenorilor ne asumăm o anumită concurență. Sunt foarte mulți antrenori care caută să performeze, să semneze un contract, la fel și jucătorii. Trebuie să... Ce ai gândit când l-ai pus pe Garuti lângă Bart? Păi, în primul rând, pentru mine a contat foarte mult impresia pe care am avut-o după analiza zilelor de antrenament. Așa. În urma acelei analize și a fost foarte important să nu fiu influențat de nimeni, pentru că mi-am dorit să-mi fac eu o idee. Tu văzând meciurile Petrolului, să ne înțelegem. Da, dar din nou, aici e o situație aparte, pentru că după un moment de genul, n-aș vrea să ne întoarcem în trecut, să menționăm ceea ce ne-a dorut pe toți, acea înfrângere dureroasă, exact. În general există reacție. Deci, din punct de vedere al atitudinii, al mentalului, al psihicului, toată lumea vrea să reacționeze, să demonstreze că a fost doar un accident. Din fericire, am reușit să facem asta împreună cu toții și, bineînțeles, eu am fost pus în fața unui fapt firesc. În momentul în care preiei o echipă pe parcurs, trebuie să-ți faci o analiză cât mai complexă legată de fiecare individ, de fiecare jucător și de colectiv și legată, bineînțeles, de strategia pe care foarte rapid trebuie să o implementez pentru meciul care urmează. Asta a fost sarcina mea, una destul de mare și o provocare mare, să spunem, și astea au fost concluziile pe care le-am tras în urma zilelor de antrenament, în urma analizei pe care am făcut-o. Bineînțeles că am avut și opiniile staffului, pentru că normal, au fost informații venite și de la colegii mei din staff, însă până la urmă a fost decizia mea, acel prim 11. Rezultatul demonstrează că toată lumea a fost foarte conectată la meci, indiferent că a fost titular sau că a intrat pe parcurs, și până la urmă, pentru mine personal, vă spun că asta este marea satisfacție, că în 5 zile împreună cu bine... Și s-a întâmplat ceva pozitiv, ce să mai, că până la urmă asta contează. Da, dar modul în care au reușit băieții să se capaciteze, să se motiveze, pentru mine... Sigur că da. Pentru că știți cum e? E foarte greu să aduci schimbări radicale din punct de vedere tactic în, nu știu, 4-5 zile. Deci sigur asta că da. Cred că o înțelege toată lumea. Dar barem echipa e pregătită? Adică ești mulțumit de gradul de pregătire fizică pe care l-are echipa, cum s-a lucrat până acum? Aici mă provocați să vorbesc despre predecesorii mei și nu o să fac. Zi de bine atunci, da? Este de bine, normal. În momentul în care am obținut o victorie, este clar că trebuie subliniată și munca celor care au antrenat echipa înaintea mea. Deci aici este un fapt firesc. Revin, subliniez treaba asta. Din punct de vedere mental, motivațional, emoțional, e clar că s-a văzut o reacție și o îmbunătățire. Din punct de vedere tactic, mi-a fost foarte greu să schimb radical lucrurile. Și atunci e clar că și munca predecesorilor mei a contat. Ei în calcul și schimbarea capitanului echipei? La ultimul meci, de exemplu, s-a pus problema. Știu publicul că m-ați întrebat. A reacționat foarte urât la adresa lui Vali. Da, eu o să fiu alături de jucătorii mei mereu. Bine, el a trecut și până perioada aia grea, pe care, sincer, nu toată lumea știe cum e. Să stai 8 etape și să privești așa televizorul este. Dintr-o chestie pe care nici măcar nu ai vrut să o faci. Da, se întâmplă, dar într-adevăr este foarte greu să gestionezi o perioadă atât de lungă, plus să ne gândim că el a prins și întreruperea exact, de iarnă, adică exact. Vorbind strict de perioadă calendaristică, a fost o perioadă destul de lungă în care Vali a stat... Și un moment formidabil că putea să fie și în lotul României, a picat accidentarea exact cum nu trebuia mai rău. Da, e important să învețe din astfel de experiențe. Deci în momentul de față nu s-a luat sau nu luați în calcul schimbarea capitanului echipei? În momentul de față nu. Că până la urmă și până la urmă nu...
capitanul este cel care frânează vreun meci vreodată. Apropo de ce a spus dumneavoastră, știu că aici lumea este foarte pretențioasă și... Este mult prea pretențioasă. Ideea este că noi cu toții ne dorim să ne facem treaba cât mai bine, în primul rând pentru suporteri, pentru că ei sunt acolo, pentru asta ne-am apucat de fotbal, să jucăm astfel de meciuri pe astfel de stadioane cu astfel de suporteri care să ne sprijine. Deci categoric intrăm pe teren cu gândul de a face lumea mulțumită și de a obține rezultate cât mai bune. Sunt și momente mai grele pe care jucătorii trebuie să învețe să le gestioneze. Eu ce vreau să transmit oamenilor care iubesc Petrolul, tuturor suporterilor, este că vom face tot ce ține de noi ca să-i facem să plece mulțumiți de la stadion. Repet, vor fi momente și momente, pentru că nu se poate să câștigi toate meciurile, nu o face nicio echipă din lumea asta, dar cred și sper că jucătorii vor lăsa ultimul strop de energie pe teren, în așa fel încât măcar la sfârșitul meciului să nu avem ce să ne reproșăm din acest punct de vedere, din punctul de vedere al atitudinii. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în scurtă vreme. Revenim, stimații telespectatori, cu Laszlo Balint, invitatul meu de astăzi, și vreau să te invit să dezvălui celor care se uit la această emisiune dacă tu ai un crez al unei echipe europene pe care o urmărești și îți place mult cum joacă. Și aș vrea să-mi spui și mie o echipă europeană pe care o urmărești cu plăcere. Nu mă duci direct în Barcelona și în Real Madrid și în Liverpool și în asta, pentru că e greu acolo, ce se întâmplă, cum joacă aia, nu să putem să jucăm niciodată. Dar cum ai vrea să joci? Ai vrea să joci într-un sistem mai aproape de 5 fundași pe spate? Aici depinde. Am spus și la prima conferință, trebuie să repetăm anumite lucruri. Trebuie, pentru că nu toată lumea urmărește conferințele Petrolului. Un antrenor trebuie să se adapteze. Adică, din punctul meu de vedere, un sistem în care joci cu 3 fundași centrali trebuie să-ți permită să și inițiezi anumite acțiuni de atac, pentru că prima linie de construcție practic se transformă din 3 fundași centrali. De multe ori un fundaș central aduce superioritate pe zona mediană. Nu vreau să intru în foarte multe detalii tehnice. Ideea este că noi ca antrenori trebuie să ne adaptăm foarte rapid la calitățile jucătorilor. Sunt anumite momente când, bineînțeles, cum a fost și la Cluj, am observat că s-a făcut schimbare din partea adversarului și că joacă cu 2 atacanți. Noi trebuind să protejăm un pic rezultatul, am introdus și eu foarte repede al 3-lea fundaș central. Am preconizat că vor veni cu destul de multe mingi aruncate la careu, asta s-a și întâmplat și am reușit să rezolvăm majoritatea acțiunilor periculoase pentru careul nostru, dar e important să înțelegem calitățile jucătorilor cât mai bine, să le facem o analiză corectă, obiectivă, și să încercăm să-i folosim conform calităților lor, pentru că degeaba, vrem să facem dintr-un fundaș central, nu vreau să folosesc nume, nu de la Petrol, dar am dintr-un fundaș central un pic mai rudimentar, degeaba vrem să facem un Sergio Ramos sau un Varan. Pentru sau... că nu se poate. Nu se poate. Sunt anumite deprinderi, bineînțeles, calități tehnice native sau nu, care pot fi dezvoltate sau nu. E o chestie firească pe care cred că o înțelege toată lumea. Trebuie, din punctul meu de vedere, să existe echilibru în absolut tot ce facem din punct de vedere tactic. E greu să ajungi la, că tot pomeneați de echipele acestea mari, e greu să ajungi la o abordare precum o are Manchester City.
care cred că stă 90% în terenul adversarului, cu o construcție extraordinar de elaborată și cu un contrapressing foarte agresiv. Adică ei recuperează mingea extrem de repede după ce o pierd. Acestea sunt lucruri care, la care se ajunge după foarte multă muncă. Foarte multă muncă. Și jucători extrem de valoroși. Numai... Asta urma să punctez după aia. Această muncă foarte mare, volumul mare de muncă, înseamnă și timp îndelungat. Pentru că să ne gândim, Guardiola, în momentul în care s-a dus la City, a avut un prim sezon în care rezultatele nu au fost tocmai cele așteptate. Și a mai fost ceva, Loți, să nu uităm. El a avut și două valize cu bani. Exact, exact. Deci a putut să-și facă selecția exact cum după a vrut. După chipul și asemănarea lui. Exact, ce să exact, mai... exact, exact. Ai în plan să joci cu mai mulți tineri și să vedem, cum se spune, era o vorbă, senatorii de drept, să-i vedem mai des pe bancă? Ba, nu neapărat. Aici depinde de cerințele unui anumit meci, să spunem, de strategia unui anumit meci, dar pentru mine tinerii au fost mereu importanți. Adică, inclusiv când am fost la Craiova, chiar dacă am fost pentru o perioadă scurtă de timp, am plecat în cantonamentul din Austria, dacă nu mă înșel, cu 7 jucători din Academie. La UTA am avut momente în sezonul de promovare, eram obligat să jucăm cu 2 jucători sub vârstă și am avut foarte multe meciuri în care am jucat cu 3 jucători sub vârstă. Asta vreau și eu. Că... De fapt, întrebarea cam aici vrea să ducă, dar cumva te-ai gândit să faci din Petrolu, să fie și din Petrolu, să amestici în acest substrat și Academia Petrolului. Categoric. Noi suntem într-un contact permanent cu Academia. Chiar astăzi am avut o discuție cu șeful Academiei. Cu domnul Codescu. Exact. Și ținem legătura mereu. Ideea este că lumea nu trebuie să se entuziasmeze în cazul în care, nu știu, vă dau un exemplu. Un jucător la Academie are 3-4 meciuri foarte bune la Liga de Tineret. Diferența valorică este uriașă. Deci noi trebuie, enorm, să fim atenți, pentru că sunt copii cu potențial, sunt copii care cu siguranță vor crește și asupra cărora ne îndreptăm atenția, dar trebuie să conștientizăm și acest aspect, că această diferență valorică este foarte mare. Și iată, Petrolul are jucători dați împrumut, cum este și Mihnea Rădulescu, adică sunt conștient de toate aceste aspecte. Bineînțeles că în acest moment, dacă nu mă înșel, astăzi au fost 25 de jucători la antrenament, dintre care 5 jucători din Academie, dacă nu chiar 6, nu vreau să mă înșel acum așa foarte rapid. Dar ideea este că ne îndreptăm atenția către tinerii jucători și ei trebuie să înțeleagă diferența aceasta valorică și cât au de muncă, pentru că nu totul se rezumă la talent, de fapt foarte puțin se rezumă la talent, mare parte din ecuație o rezolvă doar munca și mentalitatea. Așa, din ce ai aflat, Musi părăsește Petrolul, merge către FCSB. Vă spun sincer că nu am discutat absolut nimic. Nu știu nimic din asta. Absolut nimic. Copilul nu ar vrea, da? Din tot ce ține de strategia din vară încolo, pentru că cred eu că e esențial să ne ținem concentrarea pe aceste meciuri. Nu se poate să n-ai în cap. Ușor, ușor o să ajungem și la aceste discuții, dar cel puțin în prima săptămână nu am vrut. Deci chiar am vrut să mă delimitez, pentru că am vrut concentrarea noastră să rămână pe... Emisiunile astea nu te așteaptă. Eu nu pot să te aștept că nu vii săptămâna viitoare. Pun și eu întrebările mai din timp, așa că, da, cu gândul că... Sunt convins că la un moment dat o să aflați dinspre club toate informațiile relevante pe care toți suporterii vor să le afle, bineînțeles. Petrolul mai trebuie să și vândă. Asta este o condiție sine qua non a existenței clubului, mai ales din partea unui club care nu trece decât din spere porumpri, cum ar veni, adică nu este amestecată sub niciun fel de formă cu alte entități, nici măcar din cadrul politicului, iar dacă va trebui să vândă, va trebui în momentul acela să aibă și fotbaliștii solvabili pentru așa ceva. S-a tot vorbit că există șansa ca 1, 2, chiar 3 fotbaliști să plece. Știi ceva de treaba asta acum, în momentul ăsta? Nu. Nu, în acest moment nu știu nimic. Ei, nu de Huja, nu de Bart, nu de... Nu știu nimic. V-am spus că am căzut de acord împreună cu absolut toți membrii din conducere că în acest moment toată lumea este importantă. Indiferent cine, cât are contract, câți ani are, câte meciuri are în Liga 1,
Eu cu această idee am venit așa ca idee de prim plan, pentru că era foarte important să facem primul pas la Cluj, din fericire am reușit să-l facem și de acum e foarte important să reușim să facem cât mai multe puncte. Pentru că, ați spus-o și dumneavoastră, un loc mai bun în clasament ar putea însemna și din punct de vedere financiar anumite plusuri. Și de aia rămânem acum concentrați pe obiectivele imediate, să spunem așa. Aș putea să afirm, dacă săptămâna trecută, de exemplu, m-ai fi pus să bag mâna în foc că petrolul este 100% scăpată de chinurile acestea ale gândului către eșalonul 2, nu o băgam mâna 100%, nici acum n-aș băga-o că e mâna mea, dacă aș băga mâna altuia cum ar veni, dar cu aceste 3 puncte și 25 strânse, nu mai consider că nu mai este vorba despre așa ceva, văzând și ce joacă celelalte echipe, sincer, am văzut toate meciurile care au fost per total în acest sfârșit de săptămână. Spune-mi, te rog, ca să ai o echipă de play-off la anul, pentru că știu că bănuiesc că și de-aia ai fost adus aici la Petrol, nu să ții o echipă în prim eșalon. Eu zic că tu îți dorești, la fel cum își doresc toți ploieștenii, o echipă care să fie altfel, mult mai bună, mult mai ofensivă, mult mai adevărată. Și întrebarea mea vine foarte clar. Ce posturi consideri în momentul de față, știind și istoricul, că te-ai mai uitat la meciurile Petrolului, cam ce posturi ar mai trebui acoperită ca să ai pe Petrolul o echipă de play-off? Păi vă dați seama că aici o discuție mult mai complexă și revenim la ideea pe care ați punctat-o anterior, că deocamdată eu personal n-am discutat legat de jucătorii care vor pleca. Este clar că sunt anumite posturi unde sunt probleme, pentru că Dumitriu joacă fundaș dreapta în condițiile în care postul lui este mijlocaș central. Practic copilul te ajută, că dacă nu-i două acolo, este de apreciat, este de apreciat, pentru că s-a apelat la el în aceste condiții și încearcă să-și facă treaba așa cum poate, cum și poate și cât poate, poate. Sigur, deci că este de apreciat și efortul lui și mentalitatea lui și atitudinea lui sunt de apreciat. E clar că pe fundașii laterali nu prea au fost opțiuni, pentru că nici la Valițicu, să ne aducem aminte, inclusiv perioada în care a fost suspendat. Da, foarte greu, extrem de greu. Am văzut acolo și Seto, l-am văzut și pe Grozav, l-am văzut acolo, am văzut o grămadă. E clar că undeva aici trebuie, în primul rând, ca probleme efective, trebuie să se găsească soluții. Apoi, bineînțeles, în funcție de jucătorii care vor părăsi echipa, este clar că oamenii din conducere se vor gândi să aducem cei mai buni jucători, bineînțeles, raportat și la condiții, pentru că ne-am dorit cu toții să aducem niște jucători care să evolueze, nu știu, fără drept de apel la orice echipă din play-off-ul României. Dar să ne raportăm și la posibilități, pentru că sunt convins că dacă ar exista o licitație pentru un jucător din partea tuturor echipelor din play-off plus Petrolul probabil ar fi că aproape ultima. Nu știu să vă spun exact repere, dar ar fi foarte greu să ajungem la un nivel la care să licitezi, nu știu, cu FCSB, chiar cu Șepși, că vorbim de... Deci te rog să mă crezi că ai adus vorba de Șepși și acum am plan în trece așa pe retină meciul ăla de aseară dintre Rapid și ei. Stăteam și mă uitam la Rapid, o echipă mega umflată. Adică, dacă ar putea ăștia la televiziune să vorbească despre... Nu numai la televiziune. Pe toată media, pe toată mass media. Dacă ar putea să vorbească de Rapid 7 ore din 8, cred că nu îi lasă spații de emisie sau ceva de genul ăsta, că în rest, numai de ei ar vorbi. Și am zis, frate, bă, poate că merită, poate că haide, că poate că altul ca meciul ăla cu Steaua, cu FCSB și i-a bătut cu 4-0. M-am bucurat și eu în contextul în care am zis, bă, poate că vedem și noi o altă echipă care să lupte, să tragă acolo în sus, 1, 2, 3, 4. Păi, dar după meciurile astea, ce jucători sunt aia pe care îi are și sunt plătiți cu sute de mii de euro, care sunt cumpărați cu milioane de euro? Că a venit domnul Șucu și a plătit banii ăștia și a băgat milioane. Da. Deci nu îi judecăm pe ăștia la Ploiești acum n-am nicio nevoie. Că nu îi țin eu tira lui Claudiu Tudor sau lui Marian Copilu sau nu știu, să aducă un fotbalist de top. Cam cât de top să fie fotbalistul ăla dacă se dă pe Krasnici ăla cu milionul, dacă se dă pe Papou ăla cu milionul, dacă să... Pe Petrolul pe cine să aducă pe 300 de mii, măi, frate? Și care să fie și peste ei.
Da, vedeți că și aici poate fi o discuție la care să zăbovim destul de mult. Un jucător într-un anumit mediu poate să fie foarte bun și în alt mediu poate să evolueze mult sub potențial. Rapid este o echipă unde există această presiune a tribunelor, a suporterilor, a mass media, că tot pomeneați de această modalitate. Să nu mai zici de tribune, că întoloa și pe tine pe aici tribuna, vreau să spun că nu mai știm ce mai vorbim. Niciunul din noi. Da. Așa e. Așa e. Așa. Cluburile astea care au iubire necondiționată din partea suporterilor sunt necontrolabile la chestii de genul ăsta. Da, așa este. Eu sper să fie cât mai puține momente de genul. Poate chiar deloc. Poate chiar deloc, dar cam greu să le evităm. Important e că la fel cum noi înțelegem această pasiune a suporterilor și eventuale, nu știu, anumite scăpări din partea lor la derapaje câteodată la adresa noastră a jucătorilor, așa aș vrea să înțeleagă suporterii că noi chiar încercăm să facem tot ce putem pentru ei în primul rând și apoi pentru club, pentru că asta este realitatea. Toate întrebările adresate ție până acum au făcut parte dintr-un portofoliu al discuțiilor preliminare cu Marian Copilu? S-a făcut discuție în momentul când te-a cerut, când a zis, bă, Loții Vila, Petrolul la echipa asta pentru că ceva? Ai o garanție din partea lui că ceva? Ceva, la ce vă referiți? Adică că în proporția ți-o 100% vei depăși campionatul ăsta neretrogradând. Doi, că la anul trebuie să fii între primele 6 necondiționat. A, nu. Trei, că echipa va juca ofensiv. Discuția... Asta am băgat-o de la mine. Discuția a fost în primul rând în jurul ideii de încredere și respect reciproc. Așa. Pentru că de aici plecăm. Marian are încredere în ceea ce pot eu să fac, în munca mea până la urmă, pentru că ne cunoaștem de foarte mult timp și a văzut cum lucrez, pentru că chiar dacă am colaborat o scurtă perioadă de timp, am fost împreună aproape non-stop, aș putea spune, am fost la fiecare antrenament, știe foarte bine cum gândesc, știe foarte bine cum lucrez și atunci cred că a avut mare încredere în munca mea. A fost la Cluj acum? Normal. Nu, te întreb. Și, nu vine la toate meciurile. Ce eu crezi? Mă bucur tare mult că această încredere am simțit-o din partea tuturor din club. Toată săptămâna, nu numai acum, pentru că știți cum e, după un rezultat bun, toată lumea are încredere și vine cu aprecieri. Dar încă din prima zi am simțit încredere din partea tuturor și să știți că această energie... Da, domne, clar, s-a văzut. S-a văzut. Ce să mai... Deci, ați avut primă specială? Nici n-am discutat despre așa ceva. Uitați-vă cum stau pantalonii. De regulă aici toată lumea vine și stă pantaloni slim. Așa. Am așa stat și bine. Da? Ok. Ai un dinte special pentru arădeni? La meciul de luni? Bă, n-ai cum să n-ai. Să nu mai ziceți nu am. Nu, n-ai cum UTA să n-ai un dinte special. UTA este o echipă specială, fie și prin prisma faptului că am trăit niște momente fantastice acolo. Corect. Deci și ca jucător și ca antrenor și nu am să neg acest lucru niciodată, dar e adevărat că am fost foarte dezamăgit în momentul în care am părăsit cel puțin a doua oară echipa, pentru că... Urât. Nu știu, las pe alții să aprecieze acest aspect, însă relația mea, cel puțin cu suporterii din Arad și cu toată lumea din Arad, este una, zic eu, la un nivel foarte bun. De respect reciproc, de apreciere, am fost foarte bine primit de fiecare dată când am fost în Arad și sunt convins că așa va fi și acum și vă spun că mi-aș dori enorm ca peste 2-3 ani același lucru să simt și din partea suporterilor Petrolului. Adică asta ar însemna să trăim momente frumoase împreună. Exact. Adică dacă ai rezultate aici, să știi că să te aștepți la așa ceva, cum ai vrea m-aș bucura tare mult. Cum ai vrea să strigești? Loții, nu, mie mi se spune Balin, Giusi, da, cum vrei să strige? Să se strige Petrolul, asta petrolul. Fi important, pentru petrolul că echipa contează, clubul contează. Înțeles. Bă, vrei să spun ceva? Mie îmi place echipa aia Tăvălug. Mie îmi place echipa aia care vine peste adversar, care îl sufocă, care îi dă 3 goluri, 4 goluri, poate să ia și 3, nu mă interesează.
Pe tine ce te interesează? Să câștigi cu 1-0 sau cu 4-3? Puntele. Lasă punctele, mă. Nu, meciul, cum asta, să fie? Vrei meciul ăla închis, care îți dai un gol în 89? Nu, aici poate să fie fel și fel de meci. Niciun meci nu seamănă cu celălalt. Sunt acolo cu tine, dar ai un de-al tău. Ai un al tău, așa. Important, repet, important este să existe echilibru. Pentru că degeaba suntem tăvăluc și mergem și încercăm să atacăm, să atacăm, să atacăm și primim două goluri pe contraatac. Și faci ca Liverpool. Am vrut să spun că sunt o grămadă de exemple, inclusiv din fotbalul mare din Europa, în care echipe da, care... la un moment dat se întâmplă asta. La un moment dat, dar ca să ajungi la nivelul acela, îți trebuie niște jucători de un anumit calibru și un anumit profil. Ia cere, mă, și tu. Și vorba aia română, cere și ți se va da. Da. Cere. Noi încercăm să construim, încercăm să facem lucrurile pas cu pas, dar, repet, trebuie să rămânem echilibrați. Din campionatul românesc, în momentul de față, se poate pune la dispoziție contra unei sume bune un singur fotbalist. Zi-mi și mie ce profil de fotbalist, nu te întreb cine ar fi ăla, că ar fi culmea să-mi și spui. Zi-mi un profil de fotbalist care îți lipsește la Petrolul. Acum. Bă, dar un fotbalist. A, mie îmi place foarte mult Darius Solaru. Îți place Darius Solaru și deci pe ăla l-ai vrea. Dacă mi s-ar pune, nu știu, o sumă nelimitată la dispoziție, clar, pentru că este un jucător care acoperă pe extraordinar zona mediană și pe lângă asta are și calitatea la finalizare. Adică este un jucător care poate fi decisiv. Din postura de mijlocaș, acel mijlocaș box-to-box, poate veni mereu cu, nu știu, acel plus, acea scripire și mă, să vrei să spun ceva? Eu merg cu tine. Un singur lucru nu-mi place la el. Este genul de fotbalist care... Eu nu vreau să-i duc discuția chiar spre trișări, dar de fiecare dată e la absolut orice fel de... Probabil că și o muscă, dacă se întrepune între el și piciorul altă, cade. El se duce de fiecare dată, primul plan al lui este să cadă. Aici vă contrazic un pic. Yeah. Este într-adevăr genul de jucător care, nu știu dacă iese în evidență, dar... Iese. Este în evidență prin faptul că este faultat foarte des. Ah, asta, deci din cauza asta zici tu. Pentru că el nu evită contactul. Este un jucător care își asumă acest contact, uh-huh. Se folosește de corp și scoate faulturi. Adică mie mi se pare o chestie foarte bună pentru un mijlocaș să-și asume duelul, să nu evite contactul și să scoată, nu știu, în treime adversă 2, 3, 5 faulturi pe meci. La fel și șut, iar are exact. Un fotbalist care iar are... Exact. Asta că ai dus echipa, către, ai dus discuția către FCSB. Mi se spune în cască că mai sunt doar câteva momente și n-am cum să nu te întreb, pentru că s-a făcut o oarecare vânzoleală așa. La un moment dat, fostul capitan al echipei Petrolul Vidi Rachita, acum în... structura Clubului Sportiv Municipal Ploiești, probabil că vă mai întâlniți pe lângă stadion pe acolo, spunea că este foarte bine că ai venit tu să antrenezi Petrolul, dar speră și vrea să creadă că nu vii la pachet cu cineva. Și când a fost și întrebat despre cine e vorba, s-a referit la un impresar. Era vorba despre Bogdan, despre Apostu. Da. Este adevărat și că era așa de rău dacă ai venit cu Bogdan Apostu sau ai venit cu el? În primul rând nu s-a pus problema. Adică eu cu Bogdan așa ca agent nu mai colaborez de ceva vreme. Discuții, multe din discuțiile pe care le-am avut, că vă spuneam că am avut foarte multe discuții în ultima perioadă, s-au purtat prin intermediul altor agenți. Bineînțeles că și Bogdan a venit cu două propuneri pe adresa mea, dar ce vreau să spun este că eu niciodată nu am avut exclusivitate cu Bogdan Apostu. Și atunci măcar, de unde până unde? Nu știu de unde s-a născut această poveste, nici măcar la UTA. Adică au fost foarte mulți străini, dacă nu chiar toți, majoritatea, care au venit prin alți agenți. Nu știu de unde s-a născut această... E, o fi fost ceva, v-ați intersectat undeva la mijloc, că nu se poate. Așa a fost, e la un moment dat, domnul Mesar de la UTA a și spus că această parte de scouting, să spunem, a fost externalizată și cumva s-a ocupat firma de impresariat a lui Bogdan. A lui Bogdan, aha. Dar, v-am spus, jucătorii, marea majoritate a jucătorilor străini care au venit prin intermediul altor agenți care, bineînțeles, ținuseră contact cu Bogdan. Și ușile astea s-au închis în momentul în care a venit Mircea acolo?
Asta nu mă întrebați pe mine. Da, așa, că orientativ. Avem voie să ne gândim așa, de moment ce am văzut că Mircea a venit cu 20 odată. Sunați-l pe domnul Rednic sau pe domnul Bogdan. Rednic ne vedem săptămâna viitoare. Nu știu ce s-a închis și nu s-a închis. Eu ce pot să vă spun, și vă spun foarte sincer, uitându-mă la dumneavoastră și în ochii telespectatorilor, este că la fiecare club la care am activat, am activat ca și cum ar fi fost clubul meu. Adică inclusiv în momentul în care, nu știu, dacă aș fi avut vreun cuvânt de spus la un eventual salariu oferit vreunui jucător, eu spuneam nu, merită mai puțin, haide să încercăm să dăm și cu bonusuri. Adică mereu am încercat să fac în așa fel, la absolut orice discuție pe care am avut-o cu absolut oricine, să fac în așa fel încât să pun mereu pe prima poziție interesul clubului. Adică vorbești atât despre moralitate și despre corectitudine. Nu neapărat despre moralitate și corectitudine, vorbesc despre cum cred eu că trebuie să funcționeze lucrurile într-o lume ideală, într-o lume corectă, în care interesul primordial trebuie să fie al societății, al clubului. Nu trebuie să primeze niciodată interese personale. Să nu uităm, stimați telespectatori, că invitatul meu este din altă țară, adică e din țara de dincolo de Brașov și știți că de acolo e o altă Românie. Așa o gândesc eu, așa am spus-o de mai multe ori, o spun și acum, ăsta este. Până la urmă, ați auzit ce a avut de spus, da? În sfârșit. Ultima întrebare a emisiunii este legată de estimarea lui Giussi vis-a-vis de echipele care vor cădea direct și de cele care se vor duce la baraj. După ultima etapă e foarte greu să faci preconizări. Așa? Da, e greu. Eu n-aș vrea să mă raportez la alte echipe, chiar dacă aici o să vă dezamăgesc un pic pentru că o să ocolesc un pic răspunsul, pentru că vreau să mă concentrez pe Petrol. Da, domne, am înțeles, Petrol nu cade, n-am vorbit. Da, ok, dar să încercăm să ne păstrăm concentrarea și focusul pentru a încerca să urcăm mai sus în... Adică n-ar fi două care să zicem că ar merita să cadă? În acest moment, la cum arată clasamentul... Dar de ce? Numai pentru că... Eu zic că ar merita să cadă Craiova, Lomititelul, în primul rând. Și în al doilea rând, pentru mizeria aia de faul pe care a făcut-o Dinamo. Așa gândesc eu. Este opinia dumneavoastră. Eu v-am spus, mie în acest moment mi este foarte greu să analizez, cel puțin ținând cont de rezultatele ultimelor două etape în care s-au intersectat aceste echipe de acolo din zona inferioară a play-out-ului, mi este foarte greu să fac pronosticuri. Am rămas cu această pildă pe care Giussi ne-a oferit-o până la final. Nu să bagăm discuții. Să sperăm că la sfârșitul acestui play-out, când va veni sărbătoarea centenarului Petrolului și când probabil vei auzi și tu, atât cum vom auzi și noi, că Petrolul va avea parte de niște surprize la care trebuie să și la care ar fi corect și cinstit să fim cât mai mulți parte, poate atunci încă o dată să mai vii în platou și să ne spui mai multe despre ideile noului sezon la care tu vei fi stâlp, adică nu vei mai fi ca acum, nu știu, habar n-am, nu mai ce au făcut tăia, cum au făcut tăia, de-abia așteptăm să... Nu vă să spui negru pe alb, de acum încolo facem așa. Ce zici, faci așa? O să vin cu mare drag oricând în emisiune, atâta vreme cât timpul o să-mi permită, pentru că v-am spus săptămâna trecută... Îți dăm un liber, îți dăm un wild card și o să vii la emisiune. Interveniți pe lângă conducere să modificați programul echipei. 100%. Am înțeles, ok. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție Time Out. La revedere!